Bună ziua, bine v-am găsit astăzi. Continuăm să lucrăm cu colonia care a intrat în frigul și n-am mai avut ce să-i fac, da? Și ca să nu fie un film extrem de lung, am zis să facem în felul următor. Am adus matca aici, rama cu matca, foaie, ramă cu miere. Urdiniș deschis, această albină va rămâne aici, fiindcă așa sunt albinele roitoare, unde le pui acolo stau, dar se întorc, eu n-am observat cel puțin să se întoarcă înapoi la colonie, dar vom vedea în următoarele zile. Deci mâncare are, spațiu are, matcă are, nu mai avem nimic de făcut la el decât să îl notăm. O să-l notez ca fiind matcă de roire în R, în pătrat. Bun. Acum mergem la stupul de unde am luat matca și vom pune această diafragmă. Bun. Iată, aici e stupul unde a fost matca. Ce vom face acum e să îl împărțim exact în două, albina care a rămas, da? Așa, deschidem urdinișul. Aici am adus deja albina cu mâncare și mai aducem una, fiindcă în partea opusă avem și albinul cu legătoare, dar fiindcă au stat așa multe zile fără, cum să vă spun eu, fără să mai eclozeze albină, foarte mult nu va mai trăi, chiar e albină de roire, se spune că trăiește un pic mai mult, fiindcă n-am îngrijit puiet, dar eu aș prefera totuși să vin cu puiet căpăci. Iată, aici distrug boci, care ieri le-am lăsat în pace, că sunt foarte multe, sunt boci de roire. Acestea le vom distruge. Împărțim colonia în două și vom aduce bocile noastre. Va accepta bocile fără nicio problemă. Și o matcă poate să accepte în starea aceasta. Matcă împerecheată, doar nu merită risc. Bun, deci aici avem o jumătate, punem diafragma la mijloc, curățăm aici, după care vom merge și vom aduce boticile. În acest moment vom obține doi roișori sau doi nuclei și asta este. O vom urmări și pe matcă să vedem ce va face pe parcurs. Deocamdată ea este un roi. Bun. Acum aici o să vină o ramă cu puiet căpăcit sau toate stadiile și botca de pe ea și aici la fel. Ce-ai făcut? Iată așa.
Aici o mască. Și aici încă una. Acum mergem să luăm ramele respective. Bun, aici am venit să luăm bocile găsite ieri. Bocile de schimb liniștiți, da? Le vom lua cu ramă cu tot. Cu ramă cu tot, cu albine cu tot. Cu totul. Și vom duce la noile locuri. O să vă întrebați acum, că nu se vor bate, nu se va bate nimeni cu nimeni, nu e cazul deocamdată. Da, să vedem unde văzusem eu botca aia ieri. Luăm de aici și o ducem. Mie, sincer, această botcă nu-mi place. Nu știu de ce, dar s-ar putea să fie bună, s-ar putea să nu fie bună acum. E la risc. Dacă albina stă pe ea, se spune că este vie, e ok. Hai să o folosim. În cel puțin o săptămână trebuie să fie clozată și vom verifica acest lucru. Bun, o să o duc, o bag în mijloc acolo și mai luăm una. Gata, e dus. E dus la locul ei. O portăm și pe următoarea și o ducem și pe aia. Ducem bocile de schimb liniștit. Cum am spus, mie nu-mi plac. Nu-mi plac aceste boci, dar le voi folosi de data aceasta. Voi căuta altele mai bine poziționate și pe restul le voi distruge și vom vedea dacă vor mai apărea. Oricum, și această colonie va fi împărțită cel mai probabil. Iată, asta o ducem. La aceasta botca se află într-o poziție foarte bună. Este mare. Și cred că este clozată. Ai de bine. Da? Ia să vedem. Eroasă sau eroasă? Bun. Bun, am înțeles.
A fost o botcă mare și frumoasă, nu mai este. A ros-o matca, a înțepat-o matca și gata, i-a făcut felul. Bun, ia să ne mai uităm acum dacă mai e vreuna vie. Nu o să-mi mai îmbat capul cu ea. O să-i duc botcă de la mine, mai am acolo. Da, iată aici, putem să sperăm că nu e înțăpată. Iată ce surpriză. Aceasta pare vie. Am să vă explic de ce este de schimb liniștit această botcă aici, fiindcă stupul este împărțit în două și el vine pe mijloc. Acum s-ar putea să știu eu să fie bună sau nu. La cealaltă era mult mai bună, ia să vedem aici dacă avem. Iată altele mai faine. Hai că am scăpat, cred că am scăpat. Iată aici o butcă faină. Și aici avem una faină, dar parcă asta e mai faină aici. Se spune că cele de pe mijloc ar fi ideale, dar acum vom folosi rama aceasta. Una dintre ele trebuie distrusă. E o decizie grea. Nu las două, fiindcă dacă las două, s-ar putea să roiască. Dacă n-aș fi pățit-o, aș fi crezut. Acum eu le voi distruge. Deci, una, le distrugem pe acestea și voi lăsa una singură. Așa. Deci am distrus și am lăsat o singură botcă. Foarte bine. Bun, acum stăm liniștiți, să zicem că stăm liniștiți. Gata, am rezolvat cu aceste boci, cu acest nucleu, cu acest roi. Am rezolvat cu acest roi și o băgăm în stup. Bun, cam asta este cu roiul. E foarte bine, ele trebuie să eclozeze într-o săptămână și dacă nu, o să avem boci pregătite și mai departe. Cam asta este. Acum, dacă am rezolvat cu frigul roitului, problema e că cu frigul roitului, în afară de roi, nu o să faceți nimic. Pățania este că acest tub o culegea cel mai mult polen la momentul de vârf. După ce a intrat în friguri, iată ce s-a ajuns din el. Asta s-a ajuns din el, s-a făcut praf și pulbere, adică matca a rămas pe trei rame, nucleul pe trei rame, dar putem spune că am făcut din el patru nuclei, am ajutat două colonii mai slăbuțe, economic,
Dacă valorificăm, ar fi ceva. Un nucleu de 150 de lei sau de 200, după ce se prind mărcile. Na, să spunem că este o matcă care totuși a produs ceva. Bun, până data viitoare, numai bine!